De 7 ani de zile care această geantă, zilnic, salariul este cel care vi l-am spus și la începutul interviului, de 900 de lei net, din care 200 se duc numai pe banii de transport. La 55 de ani, domnul Dumitru spune că a cunoscut toate umilințele posibile ca angajat al Poștei Române. Primește un salariu de mizerie, deși face muncă de teren și stă plecat de acasă zilnic aproape 10 ore. Cărăm ca și niște măgări. Cred că această geantă are cel puțin 20 de kilograme, părerea mea. Nemulțumirile sunt, echipament de lucru nu e. După cum vedeți, am pantofi împrumutați de pe unde pot. Iau și eu de la care rămâne, care nu-i mai poartă. Hainele la fel sunt hainele mele personale, pentru că uniforma care ni s-a dat de ani de zile și e dusă, e deja uzată. Vă anunț că dacă mâine nu se va rezolva nimic la negocierile care sunt între liderii noștri de sindicat și minister, sunt unul dintre cei 3 de la Mehedinți care vor recurge la greva foamei. Nici angajații care fac muncă de birou nu o duc mai bine. Din cauza disponibilizărilor sistematice din ultimii ani, volumul de muncă a crescut mult, dar salariile au rămas la fel de mici. Dotările din oficii sunt depășite tehnic, așa că toți clienții Poștei au de așteptat minute în șir în fața ghișeului. Salariați puțin suntem, lucrăm, clienții ne ceartă, au impresia că noi nu muncim suficient, dar noi încercăm să facem tot ce putem să fie bine, dar serviciile sunt multe și durează până le efectuăm. Mulțumită de salariul dumneavoastră? Cât primiți și câți ani de vechime aveți? Am 13 ani de vechime în poștă și salariul de 11 milioane, în mână până în 10 milioane iau. După 10 de meeting-uri organizate, fără niciun rezultat notabil, angajații Poștei au intrat în grevă japoneză. Am ales această cale de protest, am decis această cale de protest împreună cu membrii de sindicat, pentru a nu perturba desfășurarea activității în toate subunitățile poștale, în oficiile poștale, mai ales că suntem în perioadă de achitări, alocații, ajutoare sociale și mâine începe plata pensiilor. Poștașii speră să ajungă la o înțelegere cu guvernanții. În caz contrar, vor recurge la un protest extrem. De joi, împreună cu președintele Federației Matei Brătianu, liderii de sindicat și alți membri de sindicat care au dorit să intre în greva foamei, vor intra în greva foamei undeva la București, la sediul Federației Sindicatelor din Poștă și Comunicații, o greva foamei pe termen nelimitat. Revendicările sindicaliștilor vizează demiterea actualei conducere a companiei și angajarea imediată a personalului necesar pe posturile vacante. În plus, poștașii vor să primească o creștere salarială egală cu echivalentul inflației în sumă fixă începând cu 1 iunie.